La radio cu Andreea Esca la Europa FM Mi-am dat seama la un moment dat cartea care mi-a schimbat în primul rând tot după ce am citit o am zis că gata, până aici și am lăsat în aceeași zi am lăsat și învățătura și lucrul tot absolut și prietenii mele de atunci și am zis că îmi pare rău cred că eu o o schimbare în viață mă rog, l-am deci ce te-a făcut să faci asta? am citit cartea lui Gabriel Garcia Marquez, Un veac de singurătate. Așa. Nu știu ce mi-a dat anumit din cartea aia, e impulsul ăla necesar să mă fac să înțeleg. Ce vrei? Că am doar o viață și nu am de gând să trăiesc așa toată viața mea. Trebuie de, de făcut ceva care te face fericit, cu adevărat. Și Măcar să încerci. Că chiar dacă încerci și pierzi, oricum nu ai pierdut nimic, pentru că tot ce cu ce experiență Așa, acum nu ești fericit, oricum. Acum sunt fericit. Nu, atunci ziceai, oricum cu ce erai, nu erai fericit. Erai fericit, exact. Și nu pierzi că nu pierzi absolut nimic. Te întorci exact de unde ai început. Deci tu considerai la ora oraia că nu erai fericit nici cu facultatea aia, nici cu jobul ăla, nici cu iubita ta pe care o aveai atunci Cu era ok, da. Dar ai zis că să, păi de la zero cu totul. Da. Am vrut să călătoresc foarte mult. Uh -huh. și Așa ai ajuns am și în România? 200. De, nu, ah, nu, am luat 200 de dolari, uh -huh. țin minte, care i-aveam și am plecat în Moscova la un prieten uh -huh. cu gândul să lucrez acolo vreo două-trei luni, să strâng niște bani și să plec în India, după aia în China, în ambele părți ale Tibetului, dacă reușesc. Și asta legat de muzică, te gândeai să lucrezi nu, nu, nu. ceva, orice, ca să faci exact. jos de bani, să călătorești. Da, da. Uh -huh. da. Și? Și am lucrat în uh, Moscova câteva luni ca Kelner. Așa. Am strâns bani. Da. <laughs> Dar când am vrut să plec, uh, mi-am făcut iarăși niște mai mulți prieteni în Rusia și unul dintre, els, dintre ei, mi-am făcut un, un cunoscut, uh, care după aia mi-a devenit foarte bun prieten, uh, a aflat că vreau să plec. Uh -huh. Vreau să plec inițial înapoi în Moldova. Și mi-a făcut o propunere pe care nu am putut-o refuza. Adică, ce? Eu nu știam că el are un grup de companii uh -huh. al său și mi-a zis, m-a rugat să, să vin să fiu alături de el, să, luc să lucrez împreună cu el. Dar în ce domeniu era el? Adică, vânzări. Aha, nu, nelegat, nici aici nu suntem încă la muzică. Nu. No. Așa. Și am început la el ca un simplu manager de vânzări. Mhm. Uh -huh. După care am început să mă ocup cu logistica. Așa. Și așa, uite, să. am o pitreput... mai trecut niște ani. Da, trei ani la Moscova. Și n-ai mai ajuns în niciun Tibet. Nu, dar credi că în Moscova... E mai bine este decât în Tibet. și Tibet, și India, și China, și tot ce A, vrei. Așa, da. <rătă> ce da, 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 asta știu. E o metropolă, cum ai da, și sunt oameni de pe tot globul pământesc. Mm -hmm. Am avut norocul să întâlnesc cu oameni deosebiți acolo. Chiar minunat și... Învăț pe foarte ca mult peste tot, peste tot pe lumea asta sunt oameni extraordinari și da. Dar, alții deloc. Okay. Atunci, cred, iarăși, prima experiență, efectul de moștei, am întâlnit prima dată oameni de care nu am văzut în Republica Moldova, mm -hmm. cu alt temperament, cu altă cultură și m-a fascinat, fascinat mm -hmm. toată treaba asta. Așa, și de ce ai fost în vânzări trei ani bine cu prietenul tău? Și... Exact, și am hotărât că... Tot nu erai suficient de fericit. Eram fericit. A, erai fericit. satisfacție de la viață, de la ce ce fac. Am învățat un lucru, cu oriunde nu te afla și orice noi face, trăiești, clipa aia. Dar, oricum, știi, e instinctul ăla care îți zice, dar totuși poate încerci și Uite, ai un hobby, uite. Dar nici acolo. Am ajuns în Republica Moldova. Deci te-ai întors după trei ani acasă? Da. da. Și am am hotărât să încep ceva al meu. Așa. Împreună cu un prieten. Iarăși, îmi pare rău, nu pot să dau nume. Nu, Am făcut o mică afacere, iarăși în vânzări. Uh -huh. Eram practic o companie care vindea orice produs. Adică tu vineai la noi cu produsul, da. Nu contează ce, nu, da. nu, nu, nu da. numai decât să fie produsul fizic. Da. Eu eram persoana care se ocupa de strategii, de A, scripturi politica și așa de, de vânzare A, unui exact. produs. Exact. Uh -huh. Și ne ocupam în sine, adică el instructam echipa care urma să vândă acel produs după care, prietenul meu se ocupa de toată partea asta. Și, tehnică. practic, tot ce știi, tu să-i în fosta da. companie, n-ai făcut nicio școală pentru da, m -a, m -a asta, ai învățat, învățat la fața locului. -a ai învățat, Andrei. Am înțeles. De la Carmen Group? Uh -huh. Aveai compania ta, vindeai niște produse pe care ți le aduceai, făceai politica de vânzări pentru un produs pe care aducea cineva, și cât ai făcut asta, cât timp? În jur de un an și un pic. Așa, și după aia? După care s-au întâmplat mai multe chestii în viața mea. S-au schimbat și circumstanțele, cumva și s-a schimbat și starea mea de spirit. Am zis până aici mi-am dat seama că deja aveam câți ani, 26, și timpul trece. Uh, și mi-am dat seama că în orice domeniu nu am activat, mereu, am fost, nu vreau să par acum atât arogant cumva, dar am fost chiar bun. <laughs> da, da, nu, da, înțeleg. și mi-am dat seama că e vorba de dedicație, cu cât te dedici unui lucru. Și am zis că da, să încerc să mă dedic acum. Ia să fiu eu bun și în muzică exact. acum. Ai nu zis să ce așa. ce îmi place cu adevărat. La radio cu Andreea Esca la Europa FM.